vacu, drăgălașilor! Plec în vacanță, o mică vacanță! Vă țin la predestinația. Merg în această țară pentru prima oară și sunt foarte happy, așa că abia aștept, vă țin la curent. Jurata de la Te Cunosc, de unde va a plecat alături de Tiberiu Argint, într-un loc în care multe doamne și domnișoare își doresc să ajungă. Cei doi au rezervat două bilete de avion, și-au făcut bagajele și au decolat ieri de pe aeroportul din București într-un avion cu destinația Emiratele Arabe Unite, mai exact, Dubai. Andreea Bălan și iubitul ei se află pentru câteva zile în vacanță. În Dubai, artista a postat pe contul de socializare imagini în care apare în costum de baie și le-a transmis fanilor că este pentru prima oară când ajunge în acest loc. Odată ajuns acolo, Tiberiu s-a transformat într-un fotograf preț de câteva minute. Frumoasa Andreea s-a filmat și de la plajă, unde a întors privirile bărbaților. Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat, nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se întâmplă să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine, a mai spus vedeta. Andreea Bălan, în vârstă de 36 de ani, nu a divorțat oficial de tatăl fetițelor sale, George Burcea. Cu toate astea, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tiberiu Argint. Trăiesc prezentul, nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Yes. Să încep cu desertul sau cu altceva? Ce bunătăți, 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 bunătăți! Pe magnet, vine trenul, vine, vine. Ia uite, și domnii mi-au stricat cadrul, dar vine trenul, vine trenul. Uite-l, uite-l trenul pe magnet, uite-l. Și să apureți plaja pe aici. Bye. Babu! Vede, plaja este foarte cald. Foarte cald, pentru că am dormit până la prânz și m-am trezit dimineață. M-am odihnit.